Bu! Am revenit și bineînțeles că ne pregătim și pentru Halloween, așa că vă invit să rămâneți alături de noi pentru că vom povesti despre un machiaj specific acestei sărbători. Astăzi sunt și eu asortată, dar doar atât pentru că eu nu am acel machiaj spectaculos pe care Cristina Almăjanu, trainer și make-up artist, ni-l va arăta în cele ce urmează la rubrica Secretele Machiajului cu Cristina Almăjanu. Am zis să nu fac un botez în direct și să o prezint altfel pe Diana, deși aș fi fost tentată să-i spun Medusa. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața, Diana! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că ai revenit și, wow, ce machiaj spectaculos! Da, este o altă latură de-a mea. Îmi place foarte mult și treaba asta cu machiajul mai nebune, să spun așa, de Halloween și mai îndrăzneț. Și am zis să profităm pentru că este luna Halloween-ului, este luna machiajelor extravagante și am zis să vin și eu să prezint ceva, ceva mai drăguț, că după cum bine știm, Halloween-ul este adus la noi în țară această sărbătoare și e bine să încercăm să o punem și noi în practică cât mai mult. Cred că este și o perioadă foarte creativă pentru voi make-up artiștii și într-adevăr sunt surprinsă de această latura ta pentru că tot timpul te-am perceput ca fiind un make-up artist cumva cantonat în zona aceasta de beauty, clasic, mirese, machiaj glamorous și când am descoperit asta la tine pe Instagram am zis wow, cât de talentată e Cristina și în acest domeniu. Fantastic, mulțumesc, felicitări mulțumesc pe această cale. Mulțumesc mult. Da, țin să-ți spun că nu am cursuri pe treaba asta, doar îmi place. Nu cred. Nu, e nu talent am... și atât? Da, nu știu cât talent, dar îmi place. Studiez mult. Nu am, că nu. Am zis că nu am timp să mă mai bag și în treaba asta, dar de vreo 4 ani studiez treaba și îmi place. Îmi plac foarte mult și cele cu sânge acolo. Poate data viitoare, dar am să nu înspăimântez așa tare telespectatorii de la, acum de la început, dar poate data viitoare vin cu ceva mai extravagant un pic. Îmi place foarte mult acest machiaj și e deopotrivă înfricoșător, dar e și sexy. N-ai cum să nu te uiți la Diana și să nu-ți imaginezi, wow, ce personaj puternic! Da, și bine, ea ținuta are și o rochiță neagră pe un picior, pentru că Meduza era mai elegantă. Deci elegantă. Am zis bine Meduza. Da, deci, da. Practic ea era cu șerpi și o femeie mai sexy, mai... Uite că putem să alegem și altfel de machiaje, nu doar înspăimântătoare, ci chiar să ne punem în evidență ca femei dincolo de această sărbătoare. Da, sigur. Am adus niște produse. După cum bine știm, Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică. Ea a apărut în lumea, în popoarele occidentale, cam peste tot, iar a fost adusă, răspândită, să spun, de imigranți irlandezi din Statele Unite ale Americii. Iar am adus aici câteva produse care trebuie să fie nelipsite. Să zic, cireașa de pe tort ar fi sângele fals. Okay. Practic, cu el poți să creezi, acesta ar fi, cu el poți să creezi și machiaje mai sexy, da? Și machiaje exotice și machiaje, nu știu, să zic, vrăjitoare sau orice machiaje, pentru că ne dorim majoritatea, cum sunt la corporații, acum eu cel puțin, perioada în 30-31 octombrie, am full machiaje de Halloween, pentru că se fac tot felul de petreceri. Am o prietenă, chiar a câștigat... clientă, să spun, un iPhone, pentru că se fac petreceri cu cadouri destul de... de consistente, da, pentru cel mai bun machiaj. Exact, exact. Wow. Și am zis că, uite, de ce nu? Și acum este o bătălie și costumul și machiajul, cine l-are mai interesant, pentru că, de ce nu? Să mai ieșim din aria asta de răceli și supărări și să încercăm să ne mai distrăm un pic, să fim mai... Să știi că nu doar mie îmi place acest machiaj, e lesne de înțeles că le place foarte mult și colegilor mei. Uite ce close-up frumos are Diana acum pe machiaj. Wow. Deci este absolut impresionant și modelul pe care l-ai realizat pe partea de frunte, ochii și lentilele. Wow! Cât de mult timp petreci gândind un astfel de machiaj? La ce ești atentă? Îl concepi înainte și apoi când te apuci să mai vin idei pe parcurs? Cum procedezi? Da, în primul rând... mă gândesc la culori, în primul rând. Bine, acum, sincer să fiu, am pornit de la o paletă care îmi place foarte mult, care abia am cumpărat-o. Și aici, ce pot să fac cu paleta asta cu verde? Și zic, gata, asta fac, Meduza este. Mă gândesc destul de mult. Bine, și durează un pic pregătirea, pentru că îți trebuie destul de multe produse. Și fiecare face ceva. Deci dacă îți lipsește un produs, practic,
nu-ți prea mai iese acel machiaj pe care ți-l dorești. Da, nu mi-a foarte mult timp, cred că vreo două zile mi-a luat să... și cam vreo 45 de minute machiajul astăzi, deci nu foarte cred. Mult. Da, da, da. Wow, un astfel de machiaj a durat 45 da. De minute? Da. Nu pot să cred, mi se pare atât de complex și mi se pare că trebuie să acorzi atât de multă atenție detaliilor. Numai ochii mie mi-ar fi luat să-i fac în 50 de minute, nu mai zic de rest. Wow, Cristina! Am și eu niște tehnici, niște secrete, să spun. Acum nu mai spun și ce este pe mâinile mele, că de spălat pe mâine nu mi-a apucat. Mai am și eu niște... De la Meduza mi-am luat și un pic de sclipici, folie de transfer. De... Am și eu pe aici, pentru că mai și improvizăm. De exemplu, pe gât are o folie de transfer care se pune la unghii, de obicei. Ah. Adică mai și improvizăm. Nu neapărat trebuie să fie totul legat de make-up. Pe buze, de exemplu, nu este un ruj, pentru că nu am găsit nicăieri ruj negru, deci nu înțeleg de ce. Nu cred. Și am dat cu un tuș negru din acela waterproof. Wow! Deci la buze nu este chiar... Deci nu este foarte greu de creat, iar pe buze acele romburi sunt făcute cu iluminator. Adică sunt foarte multe... Foarte tare! Care cred că multe doamne au acasă aceste lucruri în poșetuța lor de portcard. Pe lângă mai putem, sunt multe magazine și acel magazin cunoscut cu multe jucării, da? În care găsim tot felul, de exemplu, acest latex pe care ne ajută să creăm acele machiaje cu tăieturi, acele machiaje mai, să zicem, sexy sau și periculoase, să spun. Așa, cam aceasta ar fi latexul, practic îl aplicăm și din el facem, ori îl începem să-l jupuim și începem să facem răni, ori mai improvizăm anumite hârtie și alte lucruri și putem să facem chiar tatuaje cu el. Ce tare! Acesta ar fi. Da, mai am aici, bine, la fel, se găsește peste tot în comerț. Uitați, poți să ai toate desenele, să-l ai direct cu toate culorile și îți poți picta clown sau... Ce drăguț! Deci sunt oarecum la îndemâna tuturor, unele, altele nu. Și ei, practic, i-am desenat baza, să spun așa, cu acesta este special. Aha. Este, practic, foarte cremos. El are o textură cremoasă, ușor de întins și, practic, ne ajută, să zicem că ar fi ca o bază de machiaj. Îl putem aplica, iar peste el noi putem desena ce ne dorim. Iar machiajul să reziste în felul ăsta. Corect, corect. Și să iasă și ceva un pic mai extravagant, pentru că avem nevoie de culori mai îndrăznețe la machiajul de Halloween. Eu vreau să știu dacă poți să ne spui, bineînțeles, dacă nu cumva e un truc bine păstrat, așa, un secret, deși suntem la rubrica Secretele Machiajului, cum ai realizat acest model de romburi peste tot, pe frunte, pe pomeți, pe buze? Poți, te rog, o plasă, îmi imaginez o plasă pusă deasupra. Diana, da. Aprobă. Hai să-ți povestesc. Am avut peripeții în dimineața asta, cu toate că a durat machiajul 45 de minute, am avut multe peripeții, dar nu, se va termina emisiunea ca să-ți povestesc. Deci, da, am improvizat dimineața pentru că ce aveam eu nu am avut la mine, s-a întâmplat și am tăiat un dres. Wow! Da, un dres de plasă negru și practic am tras de el, l-am făcut la mitelul nu mai e, deci așa, dar ne-a ieșit, am improvizat, să spun, în dimineața ce asta. Ce tare! Practic eu aveam altceva, dar s-a întâmplat să nu l-am la mine astăzi și am improvizat. Am făcut rost de un dres și l-am tăiat. Dresul acela de plasă negru. Da, da, da. Este un pic mai greu de lucrat cu el, ce-i drept. Dar... Bănuiesc că a trebuit să te ajute Diana un pic și să... Da, da. Am chinuit-o puțin, da, 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 da. Am făcut o echipă bună. Da. A ieșit spectaculos, nu știu ce ai fi folosit dacă aveai la tine. Dar arată wow. Este o machetă specială. Practic ies culorile un pic mai intens pentru că ea nu are nu dă voie culorii să depășească, să migreze stânga-dreapta. Pe când la dres, fiind o plasă, fiind ele se mișcă, acesta poate migra culoarea stânga-dreapta și nu este prea avantajos, să zic. Dar m-am descurcat, nu. Practic riscai să nu-ți iasă forma perfectă corect, de rom și corect. Să se întrepătrundă culorile, corect. Dar nu știu cum v-ați descurcat, colaborare maximă, presupun, strâns bine de dres, a ieșit spectaculos. Mă bucur tare mult că vă place și și data viitoare voi avea, va fi chiar o vedetă costumată, să vedem dacă ne dăm seama despre cine e vorba, nu spun nimic acum. Ok. Da, este un personaj foarte interesant, un personaj din film, foarte drăguț și acum vom vedea, pentru că o să te mai aproape de Halloween, sunt curioasă și tu cum te costumezi. Și eu sunt curioasă cum costumez.
Nu m-am gândit, cred că n-am mai sărbătorit Halloween-ul din liceu, nu, din facultate, mint. Și în facultate okay. eram ceva pisicuță, că atâta m-am priceput să fac din punct de vedere al machiajului, un năsuc, niște mustăți și un machiaj chetai. În rest, nu excelez, dar cine știe, poate că ne consultăm și de Halloween. Eu te las și avatar, chiar. Da, îmi place cum gândești. Ok. Sunt deci, curioasă poate cum ari și... la cale, ce să spun. Te aștept în orice caz să revii. Sigur. Și cu celălalt machiaj pe care l-ai anunțat în acest moment și îți mulțumim tare mult că astăzi ne-ai răsfățat cu talentul tău. Mult succes! Mulțumesc. Bineînțeles, la cât mai multe machiaje realizate, că ce înțeleg că îți place foarte mult. Mulțumesc din suflet, da, și urmează o surpriză data viitoare. Așteptăm cu mare, mare drag. Dar până una alta, până ne punem pofta în cui, căci pe Cristina trebuie să o mai așteptăm ceva până la următoarea revedere, vă propun să aflăm câteva destinații turistice de sezon. Este cea mai apropiată locație de România. Capitala țării vecine este perfectă pentru a fi vizitată în orice anotimp. Budapesta oferă vizitatorilor posibilitatea unei croaziere pe Dunăre care separă orașul în două. Clădirea Parlamentului de pe malul Dunării a fost construită și finalizată în anul 1902 și are un stil neogotic. Aceasta este cea mai mare clădire din țară și se numără printre punctele de atracție ale Ungariei. Valencia este unul dintre cele mai atractive orașe ale Spaniei, cu o istorie mai veche de 2000 de ani. Vă puteți relaxa în parcurile și grădinile de-a dreptul impresionante, dar și pe plajă, la malul Mării Mediterană. De vizitat neapărat orașul artelor și al științelor, un veritabil simbol al orașului, un complex desprins din filmele SF, înconjurate de palmieri uriași, de flori multicolore, de piscine sau fântâni arteziene, de un turcoaz tulburător. Oceanograful și delfinariul sunt puncte care trebuie vizitate neapărat. Praga continuă să fie un important centru politic, cultural și comercial, roluri pe care le-a jucat timp de secole ca fosta capitală a Sfântului Imperiu Roman. Astăzi, acest important sit al patrimoniului mondial UNESCO servește drept atracție turistică majoră. Capitala Cehiei este numită Orașul de Aur și Orașul celor 100 de turnuri și este unul dintre orașele istorice care și-au păstrat structura urbană originală. Toamna este anotimpul perfect de a vizita Praga, întrucât veți găsi orașul îmbrăcat în culori arămii, care vor crea o cromatică impresionantă cu arhitectura clădirilor. Centrul vechi al Cracoviei poate fi vizitat în orice perioadă a anului, dar cu cât toamna își pune mai mult amprenta asupra locului, piața centrală Rynek Główny este de o frumusețe aparte. Cracovia are o mulțime de locuri care pot fi vizitate, de la Bazilica Sfintei Maria la fabrica lui Oscar Schindler. Doritorii pot rămâne în oraș pentru a vizita atracțiile turistice și pentru a se bucura de viața de noapte de pe străzile și din localurile orașului, cu siguranță nu se vor plica. Dubrovnik, situat pe malul Mării Adriatice, oferă în perioada toamnei un cer albastru superb și apusuri de soare de culoare roșie. Doritorii pot merge în diminețile de toamnă să viziteze piețele pline cu produse locale, să se plimbe prin localurile medievale sau să facă o drumeție până în peninsula Peleșaț, unde în plin sezon pot vedea cum se fac vinurile. Temperaturile rămân destul de ridicate, iar vremea este una plăcută. Fiind una din cele mai vechi așezări din vestul Europei, în Cadiz există situri arheologice ce datează încă din secolul XII, înaintea erei noastre. Cu siguranță este un oraș plin de istorie și chiar și în ziua de azi, stilul de viață de aici încă pare foarte tradițional, modest și relaxat. Capitala regiunii Costa de la Luz este un oraș cu un preț scăzut care strălucește prin moștenirea istorică și desigur prin celebrele tapas.
Puțin mai devreme am vorbit despre Teatrul Notarial, însă aș vrea să ne îndreptăm acum atenția și asupra unui alt teatru, Teatrul Godot, pentru că și acolo ni se pregătesc foarte, foarte multe surprize. În primul și primul rând aș vrea să discutăm despre un spectacol care nu este de teatru, este un spectacol muzical, opera Stradivarius se numește, și care are ca protagoniști pe Răzvan Stoica și Andreea Stoica la pian, respectiv la vioară. Și ce credeți, cei doi sunt chiar alături de noi în această dimineață? Bună dimineața! Bună dimineața! Aș dori să vă întreb în primul și în primul rând ce fel de spectacol este acesta. Am înțeles că va îmbina mai multe stiluri. Da, într-adevăr, pentru prima dată aducem pe scenă două lumi care nu se întâlnesc în mod normal, respectiv opera și muzica de cameră. Adică preluăm arii din opere celebre, transcripții pentru vioară și pian și le vom interpreta într-un cadru al muzicii de cameră. Practic, ce presupune această muzică de cameră? Eu cel puțin nu sunt foarte familiarizat cu termenul muzică de cameră și mai exact cum se face tranziția de acolo către noțiunea de operă. În mod normal, muzica de cameră implică cel puțin doi muzicieni care abordează muzica clasică, în cazul nostru, la un nivel la care se creează o comuniune, să zic așa, în care persoanele trebuie să rezoneze într-un mod încât să transmită publicului diverse emoții și sentimente. Ideea este că muzica de cameră de regulă nu se regăsește în operă. Și atunci ceea ce am început noi să facem încă de la primul concert pe care l-am susținut săptămâna trecută din cadrul turneului Opera Stradivarius este să familiarizăm publicul cu ariile pe care deja le cunosc, dar într-o manieră inedită. Am văzut chiar acum pe ecran câteva imagini în care mi s-a părut că parcă este și un pic de teatru la mijloc, adică nu este de parcă cei doi cântă static fiecare la instrumentul lui, parcă este și un fel de joc între voi. Într-adevăr este, pentru că muzica de cameră implică în primul rând comunicare între cei doi artiști pe scenă și comunicarea vizuală și cea interpretativă și cea emoțională. Și atunci, tocmai de asta se creează acel momentum special. Cum este publicul la un astfel de spectacol? Interacționează în vreun fel în timpul spectacolului cu artiștii sau ascultă în tăcere și se minunează și cumva primiți un feedback la final? De regulă, oamenii ascultă în tăcere pentru că ideea este să poată să asculte tot ceea ce noi facem, dar se poate citi pe chipul lor emoțiile pe care le trăiesc, de la, nu știu, de la fericire, bucurie, până la momentele triste din operele care nu au toate un final fericit. Știu că voi doi sunteți și frați și aș dori să vă întreb cum este relația voastră, să spunem așa, pe scenă. Credeți că vă ajută foarte mult și interpretarea artistică faptul că vă cunoașteți, bănuiesc, foarte bine unul pe celălalt? Ne cunoaștem foarte bine, într-adevăr, și ne ajută pentru că sunt momente în care nu avem nevoie de cuvinte ca să ne putem înțelege, să înțelegem ceea ce publicul ne transmite și cumva să rezonăm pe aceeași frecvență cu ei. Da, ne ajută și relația dintre noi este una specială. Probabil că am fost norocoși să ne naștem așa, să ne înțelegem foarte bine amândoi încă de când eram copii. Am înțeles că opera Stradivarius este un turneu internațional. Mai urmează să ajungeți și în alte țări? Este un turneu internațional, într-adevăr. O să ajungem și în Spania și în Luxemburg, chiar în apropierea Zilei Naționale a României. Concertul de la Filarmonia din Luxemburg va fi dedicat Zilei României chiar. De asemenea, în Olanda și în Germania. Acest turneu se va întinde pe multe orașe din Europa și mai avem o surpriză în finalul turneului, chiar după încheierea lui oficială, să spunem, pe data de 29 noiembrie, vom mai avea un concert la Chișinău. Noi, cei de aici de la Matinal, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în dimineața asta și vă ținem pumnii strânși să aveți cât mai multe săli pline în perioada următoare. Vă mulțumim! Vă mulțumim frumos și vă așteptăm diseară la concert la Palatul Bragadiru.
Dragilor, aș vrea să rămânem tot în zona teatrului Godot, mai exact să vorbim de această dată, ei bine, și despre o piesă de teatru ce credeți, pentru că acolo se joacă și piese de teatru, mai exact despre povestea leului Ra. De circul în oraș, veniți la cir pentru copilași, e gratis să avem pitici și saltimbanci, dar mai presus, surpriza cea mai cea, e leul Ra! Doamnelor, domnilor, domnișoarelor și domnișorilor, veniți la circ! Circus Mondoludi vă așteaptă! Numai aici puteți sfida moartea. Odată cu artiștii noștri, îi puteți râde în față pe 14 octombrie la Godot! Marius Popa este muzician și totodată unul dintre creatorii acestui spectacol și aș vrea pe această cale să-l salut. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Eu știu, Eu știu că Ra este zeul soarelui. Care este legătura cu leul? Am văzut și în imagine un pic mai devreme un leu acolo. Da. E un pic alambicată toată situația cu Ra, pentru că este de fapt o fabulă, povestioara noastră este o fabulă. Și totul a plecat de la un cântec pe care l-am scris eu acum ceva ani în urmă și încet încet s-a dezvoltat o poveste alături de prietenul meu Cezar Ghioca, cu care am scris-o și am ajuns să facem un musical în adevăratul sens al cuvântului pe care l-am montat la Teatrul Adrian Mureșanu din Sfântul Gheorghe și apoi am zis hai să ne apucăm cumva să punem în valoare mai mult muzica din acel musical, pentru că noi l-am făcut cu actori și atunci și muzica, evident, nefiind cântată de muzicieni, nu e chiar atât de bine pusă în evidență și de data asta l-am făcut cu muzicieni. Am reluat spectacolul într-o altă formă, am făcut un concert version care se face de regulă pe Broadway și iată că am ajuns în acest moment. Iar legat de Ra, de numele lui Ra, într-adevăr, sunt foarte mulți care spun povestea regelui Ra, probabil de la acest zeu al soarelui. Este pur și simplu un nume, el are ceva pe dedesubt, dar trebuie neapărat să vedeți spectacolul ca să înțelegeți despre ce e vorba. După ce am văzut imaginile de mai devreme cu actorii din distribuție care ne invitau să vedem piesa, eu n-am niciun dubiu că este o comedie pe cinste, însă vorbind despre ideea de fabulă, mă gândesc de obicei fabula țintește și anumite trăsături umane. Regăsim și asta în poveste? Da, toate personajele sunt arhetipuri și deși pare nu este deloc o comedie, sunt momente în care într-adevăr se și râde, dar se și plânge, pentru că la un moment dat asistăm la o, să zic așa, la un fel de psihodramă de familie între dresor și fiica lui. El, povestea e de fapt una foarte serioasă, însă am ales varianta de fabulă pentru că este mult mai ușor de digerat, fiind un subiect sensibil. În sensul că leul Ra este un leu care s-a născut și a crescut în circ, însă marele lui vis este să ajungă în libertate, deși nu știe ce înseamnă libertate. Și cumva aici ajungem la asemănarea cu noi toți, de fapt, care suntem prizonierii acestei realități, ne-am născut și așa o găsim și de cele mai multe ori ne simțim prizonieri, vrem să scăpăm, dar nu avem nicio idee unde și exact cum am zis mai devreme, toate personajele au niște caracteristici foarte clare ale unor oameni sau ale unor tipologii de oameni pe care îi întâlnim în viața de zi cu zi. Nu pot să-mi iau ochii de acolo, mi se pare foarte amuzant acel costum, să spunem, perucă de leu pe care o are actorul acolo. Spune-mi cum a fost la repetiții, nu știu, cred că s-a râs foarte mult, cel puțin în primă fază când a apărut cu chestia aia pe cam, mi se pare tare amuzant. Da, e... știi cum e... Era un banc la un moment dat cu un leu din Jamaica care vorbea cu un leu din Africa și leu din Africa spunea, bă, ar trebui să vii aici, la noi, să... Că uite, avem gazele, le vânăm toată ziua și leu din Jamaica la telefon și e atât de multă vrajbă între voi. Exact așa. Ne-am gândit și noi la când și-a pus peruca Andrei. Exact așa zic, e atât de multă vrajbă. Da, noi avem o echipă foarte faină, suntem 15 oameni în echipă și într-adevăr ne-am distrat
și ne distrăm în continuare la fiecare spectacol. Însă reușim să spunem și lucrurile serioase într-o formă, eu zic, interesantă. Marius, să-ți mulțumim foarte mult că ne-ai oferit toate aceste informații și invităm pe toți telespectatorii noștri să vă calce pragul și să vadă pe viu leul acolo pe scenă pe data de 14. De 14 octombrie de la ora 20 la Teatrul Godov. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumim foarte mult și o dimineață plăcută în continuare. Cât a mai rămas din această dimineață? Mai cred că mai e cam o oră, poate chiar mai puțin de o oră, însă ne gândim că dacă vine prânzul, poate cine știe, vin și temperaturi ceva mai ridicate. În direcția asta de fiecare dată ne ajută Romina și absolut tot timpul ne bazăm pe ea. La fel fac și eu în dimineața asta, Romina. Înseninează-ne sufletele! Bună dimineața din nou, Valentin. Ei bine, vremea rămâne închisă și, din păcate, va ploua în cele mai multe regiuni ale țării. În zonele joase de relief, pe alocuri se va forma și ceață. Cerul va avea unele înorări temporar, va ploua în zonele de nord-est și în centru, dar și la deal și la munte. De asemenea, și pe suprafețe mai restrânse, pe partea vestică și nord. În rest, vremea este bună. Vântul va sufla slab și moderat, maximele vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade Celsius. În București vremea va fi mohorâtă, vântul va fi ceva mai activ. Ei bine, după amiază se vor atinge 20 de grade Celsius. Mâine își va face apariția soarele, dar se vor mai aduna câțiva nori și pot apărea precipitații. Se încălzește ușor și maxima va atinge 20-21 de grade Celsius, iar mâine, poi mâine, la fel va fi vremea și șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, rafalele vor atinge 10-15 km pe oră, iar valorile termice vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. La munte, cerul se menține noros și vor fi ploi temporare. Cantitățile de apă pot depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile vor urca până la 15 grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi minunată în continuare. Mulțumim tare mult, Romina. Iar, uite-le, bam, bam, după fiecare... Ce se întâmplă? Nu știu, te pregătești este de ceva. Energia, faci așa... Este energia dimineții. De fiecare dată când terminăm de vorbit cu Romina... Mă pregătesc de o bătaie cu tine. Nu cred că ai zis asta. Sunteți smart, de o luptă. Mare, mare grijă. Nu. Deci... La nivel astrologic... Nu doar acolo, dar și acolo. Eu mă pregătesc să te țin așa, tot horoscopul, să aud și eu ceva, căci el a auzit la Fecioară, eu la Rac. Nu, așa că, Olivia... Ca să avem în viață scop, ascultăm un horoscop. Bun găsit, berbecii își dau seama că nevoile financiare sunt mai mari decât au estimat și caută soluții mergând în ambele direcții. Reducere de cheltuieli și creșterea veniturilor. Taurii fac un inventar al activităților profesionale de până acum. Analizează care a fost o lecție și care a fost un progres și decid cu care dintre acestea merg mai departe. Gemenii se implică în multe acțiuni și vor să dea tot ce pot în toate. Ei bine, trebuie să știe că nu ies toate, ci doar cele în care cred cu adevărat. Racii caută un sentiment de confort și siguranță pe care l-au mai trăit la viața lor și de care acum le este foarte dor. Au căzut în butoiul cu melancolie. Leii se gândesc ce fel de schimbare le-ar primi din punct de vedere profesional și cu ce fel de oameni își doresc să colaboreze în viitor. Fecioarele sunt studioase și acordă multă energie către acest capitol din viața lor. Nativii care sunt studenți sau au angajamente legate de studii simt că sunt la locul potrivit. Balanțele au multă energie, vitalitate și se concentrează foarte mult pe ce au de făcut și pe cum să le ducă la bun sfârșit într-un mod eficient. Scorpionii se concentrează pe relații, iar lupta cea mai mare se dă între pacea de acasă versus relația ideală pentru ei. Cumva trebuie să ajungă la o soluție. Sănătatea este în centrul atenției pentru nativii săgetători. Nimic grav, doar că sunt împrăștiați în multe activități care îi consumă și trebuie să se organizeze un pic mai bine. Capricornii se bucură de un exces de creativitate pe care, pragmatici cum sunt, imediat îl pun în formă și îl scot la vânzare. Vărsătorii au revelații și azi, ca și zilele trecute, legate de casa și spațiul ideal de funcționare pentru ei. Sunt foarte aproape de a lua o decizie în acest sens.
Peștii sunt comunicativi astăzi, dar nu cu toată lumea, ci doar cu cine trebuie. Astfel, ei se implică din tot sufletul în relația cu clienții sau cu cei foarte apropiați care sunt foarte importanți pentru ei. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Dragilor, mergem și în lumea sportului și cumva există așa o cutumă între noi. Eu citesc și selectez câte o știre și apoi Valentin traduce. Am citit așa. Fanii PCH au intrat în vestiare peste fotbaliști. Tehnic un virus, dea, ceva PCH. Să le dea indicații tactice și eu întreb. Vali, ce înseamnă PCH? Dar ce au făcut? Am intrat în vestiare. În vestiare peste fotbaliști să le dea indicații tactice. Mă băiez, mă. Da. Puneți-vă piciorul pe minge, mă, da, faceți-vă exact, ceva. Exact. Și mi-a zis, Peluza Cătălin Hrdan, acum știu ce înseamnă PCH. Da, nu, eu nu. Eu am renunțat de mult să la mă mai uit la, da, la meciul din Liga 1, nu prea mă mai pasionează de tare. Mă uit la Liga 2, că joacă Steaua mea acolo. În rest, nu. Dar, în schimb, mă uit la Champions League, de obicei. Și aseară a fost o seară tare ciudată. Așa. Haaland n-a dat niciun gol, s-a terminat 0-0. Juventus și-a luat bătaie de la Maccabi Haifa cu 2-0. Real a făcut egal. Deci, știi, chestii de astea ciudate. Iar vorbește limbi străine și eu zic să lăsăm pe colegul nostru, Vasile Constantin, de la Sport Total FM, să ne lămurească. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Georgia, bună dimineața, Vali. Păi să începem cu ce ați început și voi mai devreme, cu nelămuririle Georgiei în privința Peluzei Cătălin Hrdan. Într-adevăr, de data asta, galeria, de obicei galeria nu prea face chestia asta, suporterii banali, cei obișnuiți din tribună, nu de la Peluză, sunt cei care mai dau indicații fotbaliștilor în timpul meciurilor, e adevărat, când oricum nu-i ascultă nimeni. Se mai descătușează, așa, mai strigă, treci în apărare, treci în atac. De data asta au pus în practică indicațiile astea, galeria, nucleul dur al suporterilor dinamoviști, și au vrut să testeze pe pielea lor ce înseamnă să fii antrenor. Bine, nu într-un spațiu tocmai propice, adică în vestiar, nu-mi dau seama ce indicații tactice ai putea să dai pe câțiva metri pătrați între două bănci unor fotbaliști. Nemulțumiți de evoluția dinamoviștilor, care, după cum știm, evoluează în Liga a doua în acest sezon, să mai răsucim puțin cuțitul în rana fanilor alb-roșii sau roș-albi. În direct, invitat la o televiziune, administratorul judiciar al dinamoviștilor, Răzvan Zăvălean, a anunțat un plan de reorganizare, mă rog, cum va reuși să reechilibreze clubul vânzând acțiunile clubului, dar chestia asta nu i-a mulțumit deloc pe suporteri, pentru că aceștia au năvălit pur și simplu un vestiar peste jucători, au fost amenințări cu bătaia, tot felul de povești urâte, care nu se întâmplă în mod normal în fotbalul civilizat. Oricum, nu vor fi aceste izbucniri în măsură să îi facă să evolueze mai bine pe cei de la Dinamo. Iar în privința rezultatelor din Liga Campionilor, în privința surprizelor care l-au dezamăgit pe Vali, au fost în oarecare măsură niște surprize așteptate. Uite, recomand lui Vali, dacă are timp după amiază, să asculte măcar în reloare. Dimineața n-are cum, pentru că sunteți și voi pe post. Să asculte măcar în reloare previziunile de pariuri pe care le face de la ora 10 până la ora 11 și în reloare de la 17 la 18 colegul nostru Florin Chivulete, și ar putea afla multe lucruri utile în privința așteptărilor pe care să le aibă de la anumite meciuri, pentru că sunt foarte multe competiții importante. Acum jucătorii sunt din ce în ce mai scumpi, meciurile din ce în ce mai multe, oboseala din ce în ce se acumulează mai repede și mai în cantitate mai mare, și nu toți tehnicienii forțează în anumite competiții. De multe ori preferă să jerfească Liga Campionilor, de exemplu, atunci când nu sunt meciuri foarte importante, pentru a păstra echipa proaspătă înaintea meciurilor de campionat. Cum ar fi cazul Real Madridului în meciurile de aseară, când aproape sigur majoritatea fotbaliștilor din capitala Spaniei au jucat cu gândul la marele derby cu FC Barcelona, care se va disputa în weekend în fotbalul iberic. Acela va fi show-ul pe
pe care va fi cu ochii întreaga planetă iubitoare de fotbal. Și în mod sigur și voi, vrând nevrând. Vă mai aștept și mâine cu alte întrebări. Ne revedem într-adevăr, mulțumim, Vasile, și mâine, și bineînțeles că facem și o călătorie în lumea recomandărilor de filme de data aceasta, filme pe care le puteți vedea în cinematografe. Și mai devreme vorbisem despre seriale pe care le puteți vedea acasă. Tu n-ai fost încă la team building? N-am fost la team building, dar mi-ar plăcea să merg la Knives Out 2. O să fie disponibil în cinematografe, așa că vă invităm să vă documentați alături de noi, să vedem un mic trailer al filmului. Pare interesant acest film, iar distribuția, mamă. Top, 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 top. Și vorbeai tu mai devreme cu invitata noastră, pe care o vom prezenta imediat, despre cei care râd la filme când mergi cu ei la cinema. Ghici, cu cine îmi place cel mai mult să merg la filme? Cu cine? Kinga Varga. Nu râde cred! Kinga. Băi, deci are Kinga un râs. Molipsitor? Mai! Se abține. Băi, dar și când râde toată sala, râde odată cu ea. Deci genul ăla de om este delicioasă, iubesc să merg și stau așa ca pe ghim să văd ce o surprinde și ce o face să râdă, ca să știu când trebuie să râdem toți. Să ghicesc toată sala, se ghidează după râsul ei și încep să râdă toți. Mai, deci este ceva fantastic. Într-adevăr, râsul reprezintă terapie și vorbim în această dimineață cu un antrenor de zâmbete și râs, cu Alisa Tarciniu. Bună dimineața pe această cale. Bună dimineața și mă bucur să fiu aici și să zâmbesc și să râd cu voi. Noi am început să râdem și să zâmbim înainte. Adevărul e că și noi ne-am trezit cu o stare bună de spirit sau, mă rog, s-a întâmplat pe parcurs să ne fie bine aici la matinal. Să știi că e foarte important să râdem și, de exemplu, la terapia prin râs, e foarte important să râzi fără motiv. Pentru că de cele mai multe ori așteptăm motive să râdem, ceea ce, da, e bine, dar în același timp nu e bine. Și uite, îți spune cineva o poantă și o poantă genială și râzi, deci râzi, dar râzi ca atunci când erai copil, te dura burta. Îți zice a doua zi aceeași poantă și zici ok, hihi. Îți zice a treia zi aceeași poantă, zici bă, ce? E acel râs doar cu suflatul la tineri. Da, știi, te gândești, are o problemă, dar fii atentă, dacă altă persoană vine și spune o problemă nasoală, zici vai, nu știu ce, ești un prieten bun, îl asculți, ești plin de compasiune. A doua zi vine și spune aceeași problemă. Ești un prieten bun, ai aceeași trăire și aceeași compasiune. Avem tendința atunci când să fim mai aproape, dar la poante nu râdem, adică nu ne dăm... Suntem mai plecați pe negativ decât pe pozitiv de multe ori. Da, de multe ori. Asta și din cauza că creierul nostru, datorită supraviețuirii, a faptului că trebuia să fim, să vedem unde sunt pericolele, întotdeauna suntem en garde. Dar râsul se antrenează și despre asta este vorba la terapia prin râs. E util să căutăm motive de râs. Spre exemplu, eu aflându-mă în mașină în trafic, ca să nu plâng, râd și ascult Azur, formația Azur. Da. Au niște versuri delicioase. Da. Râzi de te prăpădești în drum întreg. Deci avem nevoie să căutăm motive de râs. De multe ori sunt foarte multe preconcepții și bariere ca să nu râdem. Știți chestiile alea cu râs ca proasta, râsul îngrașă, care nu sunt adevărate. Râsul este, se spune că e cel mai bun medicament. Ok, e cel mai bun pentru că îți schimbă starea de spirit. Te uiți altfel la lume, da? Dacă te doare ceva sau iei o aspirină, nu o să începi să râzi. Eu am avut momente în familie când s-a râs chiar și la priveghi. Da! Pe bune. Da, da. E râsul ăla nervos care are nevoie să fie liberat, cred. E ciudat că nimeni nu se putea opri din râs și râdeam toți, dar nu știam de ce. Eram așa într-o stare foarte... Fac ateliere de terapie prin râs la Asociația Niciodată Singur, unde sunt seniori și unde este o bucurie și în același timp o provocare. Pentru că imaginează-ți oameni care au 70 de ani, 80 de ani, e un domn, are 95 de ani și... La terapia prin râs trebuie să te prostești puțin, da? Să nu ne mai luăm atât de mult în serios. Hai să ne hlizim, ca atunci când eram copii. Scopul e să ne simțim bine după. Câteodată mintea zice, da, ești penibil, hei, râzi așa fără motiv. Și la asociație a venit exact domnul de 95 de ani și a întrebat. Și am venit cu o întrebare. În poezia Moartea lui Spulber, da? Când mama află că Spulber a murit, zice, la început e îndurerată și după aia râde isteric. Zice, ce se întâmplă aici? Apropo de ce ziceai tu? Exact, exact. Domnul e foarte curios și m-a bucurat interesul lui, dar exact câteodată avem nevoie să eliberăm. Se poate întâmpla prin râs, da? E foarte bine și, da, nu e un context, dar de ce să nu râdem și la mormântări? Pentru că până la urmă, trebuie să râdem și în viață și oricând. Eu când aud o glumă foarte bună, dacă este proaspătă încă în mintea mea și am râs foarte tare la ea,
eu nu pot să o povestesc mai departe. Efectiv, încep să plâng, nu? Deci, încep cu lacrimi și nu mai termin gluma. Toată lumea se uită la mine. Și spune odată, spune! Spune odată, că și noi să râdem și eu sunt în lacrimi. Acum nu mai pot să vorbesc. Cred da. Important să ai în jurul tău și oameni care să... Poate să fie chiar un pic mai fericiți decât tine. Ți-e minte, înainte important. Să vină Vali la matinal, eram foarte serioasă. Mai râdeam cu invitații, dar nu atât cât râd cu el de când e aici. Ieri dimineața ai râs pe bune de mine. Da. Și de tine și cu tine. Și mergem și astăzi puțin că ați râs ieri. Apropo de râs, da, ne folosim, exact cum ai spus tu, Georgia, mai devreme, ne folosim, da, am luat contextul că voi ați râs împreună și am râs puțin și astăzi. Și e bine să facem lucrul ăsta, să căutăm aceste pretexte, să râdem, pentru că chiar ne simțim bine și efectele, da, în corpul nostru sunt senzaționale. Deci scade tensiunea arterială, ajută imunitatea, endorfine, deci dacă râdem, dar să râdem cu adevărat, pentru că de multe ori facem, știi? Fals. Da, fals. Și râsul fals ajută câteodată, dar nu la modul... Și zâmbetul, de exemplu, creierul nostru nu știe să facă diferența atunci când zâmbim sau râdem fals și într-un zâmbet cu adevărat, dar vă povestesc imediat un mic secret, și un zâmbet adevărat și un râs adevărat. Creierul vede că eu râd. Fac, ok, dacă râdem împreună, râdem, ne prefacem, că de multe ori la atelierele de râs, pentru că n-avem motiv, începem cu a ne preface. Hai să ne prefacem că râdem și facem Dacă facem asta împreună, începem să râdem, da? Și creierul ce zice? Acolo cineva la butoan în capul meu, Alisa, vede că râd sau că zâmbesc, stau așa. Da? Eu nu am un motiv să zâmbesc, dar vreau să zâmbesc, da? Pentru că știu că o să mă simt mai bine. Și stau așa. Fii atent, stau așa și mușchii de la ochi se schimbă puțin, pentru că mai au un zâmbet, zâmbetul ăsta, doar așa, nu ne ajută. Că e foarte fals, da? N-ajunge, exact, da? Dar zâmbetul ăsta care, uite așa, da? Sau dacă nu ai motiv să zâmbești, te gândești la ceva ce ți-a plăcut. Și în creierul nostru, cineva acolo la butoane, în creierul meu, de exemplu, zice... Alisa zâmbește, hai să-i apăs pe butoane. Și îmi dă o doză, da, în care, de hormoni, un cocktail, în care încep să mă simt bine. Și puteți să testați, adică stai așa, nu știu, te găsești că ești serios. Pur și simplu, te gândești la ceva sau zâmbești, se schimbă cu adevărat starea. Și apropo că vorbeam de filme mai devreme, ești la birou, scrii ceva, poți să iei un creion să-l ții în gură că scrii un e-mail. Dacă nu poți să zâmbești la început, îl ții acolo, da, mușchii se ridică. Acolo la butoane, omulețul din creier zice, ia uite, Vali zâmbește. Și creierul nostru este senzațional, dar nu face diferența. Și la atelierele de râs începem prin această parte în care stimulăm râsul. Iar râsul este contagios. Da? Dacă râde cineva cu care eu am o legătură, dacă râde un străin, nu e atât de contagios. Adică am nevoie de mai mult timp. Dar dacă Vali râde, eu am încredere în el, aproape că se ia, înainte să aflu de ce râde, cum râde, și pur și simplu ne ajută foarte mult. Eu m-aș opri puțin la ce ai zis mai devreme, faptul că oamenii cred că râsul îngrașă sau nu înțeleg exact ce s-a întâmplat acolo. Eu bănez porțiile de râs copios, râsul cu lacrimi nu te poți opri, pentru că eu consider că doar zi, da, nu mai trebuie să fac abdomene, pentru că e suficient. Exact. Sunt studii în care o porție bună de râs este asociată cu, nu știu, 5 minute de vâslit. Adică, serios, este o forță fizică pe care noi o consumăm. Adică prefer este... să râd decât să merg la exact. Uite, eu sunt foarte fericit că acum la matinal putem să râdem oricând ne vine, efectiv. Înainte, și când nu trebuie. Înainte eu prezentam știri. Și au fost situații când colegii din regie, care mă aud acum, aveau chef de glume și urma o știre nasoală. Cu un accident, cu doamne, cu ceva super tragic. Da. Și îmi spuneau câte o chestie și eu intram cu... fix cu fața asta, prezentând o știre super tristă, super tragică. Există și trucuri. Când simți că nu mai poți de râs și ești într-un moment de la super important și super, prin care să-ți inhibi puțin râsul? Mai nu prea există râsul. Este acolo exact cum ai spus tu la înmormântare. Da? E ceva ce, dacă e râsul ăla, știi, care răbufnește afară din tine și e greu să te abții. E mai bine să... știi, să vezi puțin înainte așa și preventiv să, nu știu, să găsești o soluție, să, cum erai tu la știri, da? Te gândești la ceva serios repede. Iei un creion, ți-l bagi. Și mă pui... de mână. Eu cred că ne-ai promite cumva
O porție sănătoasă de râs pe 21 octombrie. Da, atunci ne vedem la un atelier. Ne vedem la Cărturești, vă aștept la Cărturești, vă invit acolo să râdem împreună și veniți doar cu dorința de a râde. A venit cineva și a fost foarte simpatic și a zis: "Wow, Alisa, abia aștept să mă faci să râd." Și am zis, dar eu sunt clov. Nici actor, nici clov. M-ai văzut cu nasul rău, ce ai făcut? Și era așa, nu te seamăcită, zic, tu o să râzi. Și ce, cum să râd? Adică, păi, o să râzi, râdem împreună. Avem și regula atelierilor de râs. Una din reguli este, râdem împreună, nu râdem unii de alții. Da? Pentru că e foarte important. Și am zis, râzi pentru că vrei. De exemplu, noi acum putem să râdem. Mintea o să zică, acum o să râdem fără motiv, așa, știi, ha? Da, putem să râdem, da, facem hihi împreună. Și după aia începem să râdem, da? Vine natural. E ca atunci când mă duc la sală, da? Știu care e efectul la sfârșit. Probabil că sunt oameni cărora le place să meargă la sală. Da, mie nu-mi place. Dar știu cum o să mă simt după, o să mă simt bine. Și atunci fac acel efort. Așa și la râs. Doar vii cu dispoziția de a face jocurile pe care le avem, de a ne hlizi unii la alții și apoi râsul apare, e contagios și e foarte sănătos. Alisa, dacă vreodată ne mai trezim în ipostaza în care s-a întâmplat la un moment dat să fim de foarte posomorâți, putem să te sunăm? Te sunăm da, direct. Da, te sunăm da. Direct. Bine, bine, am stat. S-a făcut. Eu am vrut să o antrenat, așa că... Deal, deal. Mult succes pe 21 octombrie la când am participat. Și îți mulțumim că ne-ai învățat și nouă dimineața. Da, da, da. Și invit oamenii să vină și să se râdă, pentru că e foarte important să fim împreună când râdem. Putem să râdem și de unii singuri, dar nu recomand. Mulțumim, eu fac așa. Și eu fac asta. Mulțumim. Acum ne aflăm pe picior de plecare de lângă dumneavoastră, dar vrem să vă mai spunem încă o dată că ne găsiți pe pozițiile 41 și 42. HD, NHD, alegeți da? Varianta HD să ne vedeți în detaliu, așa, și exact. Să râdeți. Exact, și cu ridurile astea de la râsul. Ochi, exact. Mai bine. Da, bineînțeles, pentru cei abonați la RCSRD, de astăzi, 12 octombrie, ne puteți vedea în București și Ilfov pe aceste poziții 41-42. Pentru cei din restul țării, de pe 20 octombrie intervine această modificare. Mâine ne revedem. De la ora 10, mâine joi, e semi-aproape weekend, semi-aproape cum v-am obișnuit. Da. Să mai aproape pe final. Să aveți o săptămână minunată în continuare.